primesc tratamentul de HIV, nu vreau să mi-l dea, mi-l dă odată ziua, odată seara și încep să slăbesc, încep să cade pe picioare, domnul Brega. Deci nu-ți mai dau tratamentul de ieri? Da, și nu de ieri, deja de câteva zile, odată mi-l dă dimineața, odată seara, eu ar trebui să o primesc și dimineața și seara. Uh-huh. Mi-am spus că îmi dea medicamentele în cameră, pentru că cu alea nu pot face nimic, e doar pentru HIV, au spus că nu mi le dau. Am înțeles. Eu sunt, dar ei de regulă îmi spun că nu pot decât să fac un demers în scris, să-mi răspund într-o lună, ca de obicei. Păi nu spuneți că v-am transmis, că v-am spus că nu se fac niciun demers și știți care este problema aici, că ați fost anunțat. Am înțeles. Bine, vă rog din tot sufletul meu. Deci Tibor și mai cum? A închis. Deținut de la Giurgiu zice că e bolnav de sida și nu-l tratează statul. Deci îl condamnă la moarte. Asta e grav.